Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Capricorn. Să vedem pentru cine rezonă, pentru cine este acest mesaj, această etalare scurtă, încerc să fie cât mai scurtă. Au venit câteva mesaje din seria aceasta. A vrut să se arate patru de monede, dar a venit invers. Asta înseamnă că încerca să ieșiți dintr-un stil de viață foarte mecanic, foarte fix. Ieșiți din niște tipare. A vrut iar să se arate 8 de monede. Vrei să munciți? În momentul în care s-a arătat, am văzut și temperanța, să aveți răbdare, să munciți, să transformați ceva. Eventual, să munciți, să faceți bani, să fiți independenți. Dar nu doar. Vreți să vă și transformați, pentru că înseamnă și transformare. 8 renaște. Să vă transformați. Rămâne de văzut în ce direcție, da? Cavalerul de cupe, vreți să comunicați. Oh, cavalerul de cupe, regina de cupe. Eventual cu cineva, semn de apă sau cineva care vă hrănește emoțional într-un mod aparte, vă inspiră. O, da, împărăteasa și cu care simțiți că este o persoană de valoare. Taur, balanță sau semn de apă. Vreți să comunicați cu ei, dar persoana respectivă simt că s-a îndepărtat. S-a îndepărtat. Ce ar mai fi? Ar fi că vreți să demonstrați dragoste. Unii dintre voi sau trebuie să demonstrați dragostea și să fiți, oh, da. Să fiți în prezent și să visați la viitor. Rămâne mesajul ăsta că e frumos. Să visați la viitor și care e viitorul? Această dragoste adevărată. Să visați. Chiar dacă în prezent vă simțiți singuri sau trebuie să munciți sau să ieșiți din tipare, dar unii conștientizați că nu puteți manifesta această dragoste adevărată dacă stați în tiparele sau în relațiile karmice sau într-un stil de viață, da? Și aveți răbdare, 8 de monede are răbdare. Aveți răbdare și vă dați timp să munciți, să demonstrați dragoste în fața cuiva. Probabil. Haideți să vedem ce alte mesaje, da. Capricorn, leitmotivul acestei jumătăți de luni. Ia uite, integritate. Integritate. Rămâneți integri. Și dacă cineva vă tentează, rămâneți integri pentru că suntem în vremuri foarte speciale. Și trebuie să învățăm să fim și noi speciali și să alegem ce este special. Ia uite, echilibrați-vă între pământ, ia uite, chiar e semn de pământ, da? E semnul alchimic al pământului. Între cer și pământ, între rai și pământ. Și vedeți în spatele măștilor, mai ales că aveți această carte, integritate, dacă cineva vă tentează, rămâneți ancorați în pământ, dar nu deveniți prea pământeni într-atât încât să vă lăsați pradă tentațiilor, ci accesați-vă și latura voastră spirituală, că sunteți zodii foarte profunde, Capricornii sunt printre cele mai complexe zodii, da? Accesați-vă și această zonă a voastră, cerul, da? Cerul, spiritualitatea. Și gândiți și de acolo, vedeți, din perspectiva aceea, orice tentație, că totuși e o chestiune de integritate, da? Vedeți în spatele măștilor. 8 de apă. Eliberați-vă de ce, ia uite, de 3 de apă, de ce vă dezamăgește, de lacrimi, de situații neplăcute, de situații în care n-ați văzut sau n-ați văzut pentru că au purtat alții măști sau eu știu, variază, da? În primul rând, echilibrați-vă între cer și pământ, latura voastră spirituală cu latura voastră practică. Hai să vedem ce cărți mai apar. Încerc să fiu mai iute. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Capricorn. Jumătatea lui Iulie. Cât tu mai fi din Iulie? Una, două. Justiția. Echilibru. Dacă faceți justiție, echilibrați-vă viața, pentru că unii dintre voi sunteți într-o stare de confuzie, de conflicte interioare, poate referitor la un semn de apă sau poate referitor la un nou început. Un nou început, vă doriți un nou început să creșteți spiritual, marele preot, vreți să mergeți mai departe într-o nouă direcție. Dar simțiți că dacă vreți într-o nouă direcție pe care o simțiți că vă duce către o nouă dragoste, s-ar putea la un moment dat să fiți blocați,
Să fiți blocați din niște motive. Motivele sunt de natură evident divină, că trebuie să demonstrați dragostea, că trebuie să vă echilibrați, da? Cum am zis mai devreme, cerul și pământul, latura voastră pământeană cu spiritualitatea, să vedeți în spatele măștilor, să exprimați, să manifestați integritate. Și aici integritatea se leagă, evident, de justiție. Da? Justiția vorbește despre dreptate, da? Despre corectitudine, despre cinste, despre onoare. Capricorn. Dragii mei Capricorn. Opa! Au venit două cărți. 5 de cupe și spânzuratul. Posibil, pentru că sunt două cărți care vorbesc despre un semn de apă. Pentru unii să fie semnul peștilor, dar nu obligatoriu. Poate să fie și personaj care are planete în casa voastră a 12-a. Poate voi aveți planete în casa voastră a 12-a și trebuie să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. În primul rând, trebuie să vă echilibrați, trebuie să manifestați onoare, echilibru, justiție, integritate într-o situație care, într-un fel sau altul, a adus lacrimi. Ori cuiva, ori vouă. Variază, da? Dar 5 înseamnă schimbare. Dacă unii dintre voi, un mesaj special pentru câțiva, dacă unii dintre voi aveți o situație în justiție care v-a adus lacrimi, încercați să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă și să vedeți adevărul divin, lumina divină, de ce s-a întâmplat. Dacă. Pentru că justiția poate să vorbească și despre un divorț, despre niște probleme în tribunal și dacă văd lacrimi, ceva nu este în regulă, da, văd și stagnare sau amânare. Toate lucrurile se întâmplă cu un scop divin, ca să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, că asta e casa a 12-a a spiritualității, dar altfel, mult mai subtilă. Nu e atât de evidentă ca la, să zic, săgetători, că și aceea este o zodie spirituală. Deci, repet, dacă plângeți după niște prieteni, după niște pierderi, emoționale, financiare, legale, nu contează. Nu uitați că există undeva un suflet pereche, acel despre care am zis, fiți în prezent, demonstrați dragostea în tot ce faceți, nu neapărat față de cineva, în tot ce faceți, dragoste, integritate, ca să înseamnă dragoste integră. Dragostea n-are cum să mintă. Dragostea este îndelung răbdătoare, da? 1 Corinteni cu 13. Ascultați, citiți de fapt în Biblie, da? Demonstrați dragoste în orice faceți și fiți în prezent, visați la viitor, la această dragoste adevărată. Dragoste adevărată care e aici, da? Cele două cupe. Sunt în spate, sunt chiar lângă voi, chiar în această dimensiune. Dimensiunile se suprapun, dragii mei. Dar ca să înțelegeți asta, probabil că trebuie să stați un pic cu capul jos, să amețiți și să vi se suprapună imaginile. Glumesc un pic, da? Trebuie să vedeți în spatele amânărilor, în spatele unor situații. Poate unii dintre voi nu puteți merge. V-ați dori să schimbați roata norocului, vă și o roată, dar vă simțiți oarecum în lanțuri. Unii, nu toată lumea, evident. Dar, repet, leitmotivul este integritate și apare această justiție, onoare, onoarea. S-a încheiat setul de cărți, s-a oprit la 5 de băte, la conflicte, concurență, lupte interioare pentru acest nou început. Asul de monede. Vă doriți clar un nou început. Dar unii dintre voi încă sunteți confuzi, încă aveți niște discuții eventual acasă, aveți multe responsabilități acasă, da? Și eventual visați, asta face 10 de cupe, visează, poate să fie o iluzie, la o comunicare frumoasă, poetică, emoțională, iar regina de cupe, clar, peștera, că apare și luna, peștera, scorpion. O persoană misterioasă, emoțională, dar care într-un fel sau altul vă inspiră. Eventual vă doriți să fiți împăratul
acestei persoane. Vă doriți, visați. Acum repet, de la vis la realitate e cale, e ceva cale. E ceva cale. Aș vrea totuși să văd de ce plângeți. 5 de cupe, clarificăm. Deși am zis că e talare scurtă, da. Vreți să vă împăcați judecata. Da? Dacă a fost un divorț, unii dintre voi, o separare, neapărat divorț, o separare. Vreți să vă împăcați și nu știți cum. Judecata, să renașteți. Ia uite, aveți pasiune, dar, oh da, aici sunteți voi semn de pământ. Multă pasiune, dar deocamdată nu exprimați. Poate unii dintre voi aveți a face și cu un semn de foc. Poate, dar nu țin musai să zic chestia asta. Eu simt că mulți dintre voi aveți multă pasiune, dar nu exprimați. Și știu că mulți capricorni nu arată, pentru că se concentrează pe muncă, pe alte chestii. Dar nu vreți să arătați emoțiile. Ho-ho, și câte emoții. De vă pun pe foc aceste emoții. Vreți să fiți puternici, să vă abțineți în fața unui, iar regele și regina, unei persoane care vă emoționează, care simțiți că are multă dragoste de oferit, dar, cu alte cuvinte, nu arătați ce să mai e. Nu zic musai că sunteți secretoși. Nu arătați, ați vrea, dar unii dintre voi... Dar posibil e o chestiune de integritate. Poate că persoana aceea e căsătorită și simțiți toate lucrurile acestea pentru o persoană căsătorită. Poate este într-o altă poziție socială. Sunt multe motive. Integritatea asta poate să... Gândiți-vă și voi. Nu trebuie să vă zic eu chiar toate variantele. Interpretați-le. De-aia vă arăt cărțile. Că aș putea să nu vă arăt, da? Interpretați-le și voi. Ia uite, gardianul sufletului familiei. Dacă sunteți în familie, sunteți conștienți că nu puteți să ieșiți din această familie eventual. V-ați dori, visați. Dacă vreți să manifestați această dragoste adevărată, trebuie să renunțați la acele tipare despre care am zis, da? Și să demonstrați dragoste. Și când vorbim de a demonstra dragoste, chiar ar trebui să vorbim o jumătate de oră numai despre asta. Încercați să aflați ce este plăcut pentru cel drag și să acționați conform plăcerilor și nevoilor sale, nu ale voastre. Probabil că e un mesaj pentru unii dintre voi. Deci eu v-am zis, am o părere foarte faină despre Capricorn. Și nu e așa asociat pe toți cu diavolul, nu. Poate unii sunt, depinde de planetele pe care le au, depinde de cât au lucrat cu ei, dar nu sunt mulți capricorni foarte evoluați. Și atunci, pentru mine, lumea reprezintă Saturn, varianta pozitivă. Oho, ia uite, iar apare ca la, a mai apărut la balanță, a mai apărut. Nu zic musai, aveți totuși o balanță în preajmă. Aveți o balanță, unii dintre voi. Dar a apărut intimitate. Intimitate. Dar aveți și acest leitmotiv, integritate. Vă doriți intimitate, vă doriți să simțiți această dragoste profundă cu cineva. Și exact aceasta este momentul de intimitate, nu acesta care vă tentează, da? E o diferență, faceți diferență. Și Cosmic Butterfly, da? Fluturele cosmic, fluturele. Ascultați-vă, o să vă dau la sfârșit linkul către Psihe și Eros, apropo de dragostea fizică și dragostea spirituală. Integritatea aceasta, intimitatea aceasta superbă a iubirii adevărate, o găsim când ne privim sufletul ochi în ochi și ne descoperim sufletul celuilalt, da? Cosmic Butterfly, fluture cosmic. Dacă unii dintre voi ați fost mai jucăuși, mai zburători, da, ca un fluturaș din floare în floare,
Probabil că aici este transformarea unora dintre voi, da? De aia se pune și problema integrității a unora, nu a tuturor. Repet de câte ori pot. Dacă, da? Pentru că Eros la început se juca cu săgețile sale, dar pe urmă a înțeles ce înseamnă dragostea adevărată, intimitatea dintre, ia uite ce frumos, Psihe și Eros, ăsta este un moment de intimitate între Psihe și Eros. Da, amândouă sugerează și vă rog, chiar ascultați. O să pun la sfârșitul video înregistrării. Videoul cu povestea lor, în cazul în care nu o știți. Trebuie să vă transformați către spiritualitate, către o conexiune pe care o aveți la nivel cosmic, spiritual cu altcineva sau cu persoana la care visați. Este o conexiune care se manifestă în altă zonă, nu aici. Acum rămâne de văzut dacă se va manifesta, da? Trebuie să vă conectați la Dumnezeu, inima lui Dumnezeu. Trebuie să vă conectați la Dumnezeu, la spiritualitate. Nu degeaba v-a apărut, da? Cosmic Butterfly. Aici, inima lui Dumnezeu, trebuie să vă transformați și să zburați către lumină, chiar dacă, dragii mei, vă veți arde aripile, adică vă veți arde acest stil de viață care l-ați manifestat până acum unii dintre voi. Unii dintre voi, nu toți. Cam acesta ar fi mesajul. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!